Ducem salutări de la Biserica Via și știu că ceea ce ne unește în primul rând pe voi cu noi și pe noi cu voi este persoana Domnului nostru Isus Hristos. Și despre El aș vrea să vorbim astăzi și despre semnătura Lui. Semnătura Lui Hristos. Și o să ne uităm, prin mai multe texte din Scriptură, un pasaj de bază ar fi din Marco capitolul 15, de la versul 16 la 47. Noi o să citim textul împreună, o să spicuim câteva pasaje de acolo. Pentru că vreau să fac o afirmație foarte puternică și apoi să vedem uh, cum o dezvoltăm mai departe. Iisus Hristos se află în inima lumii, fie că-ți place, fie că nu-ți place. Isus Hristos se află în inima lumii. Despre Cezar s-a vorbit mai mult decât despre Isus în vremea lor, a lui Cezar și Isus. Platon a dat mai multă învățătură decât Isus în vremea lor. Astăzi oamenii își mai amintesc de Cezar și de Platon și mai pomenesc din când în când, dar nici unul nu mai stârnește vreo pasiune pentru sau împotriva lor. În ce privește pe Isus, însă, încă sunt oameni care îl iubesc și oameni care îl urăsc cu pasiune. Isus se află în inima lumii. Furia pe care o resimt mulți împotriva lui Isus dovedește faptul că El nu a murit, El este viu, El trăiește. Ofensiva împotriva Lui crește în amploare. Și vedem Încercări de a deconstrui pe Isus prin romane pseudoistorice, prin cărți pseudoștiințifice, prin emisiuni pseudoștiințifice. Încercă să-l deconstruiască pe Isus înaintea ochilor noștri și destul de mulți îi cad în plasă. O altă încercare este înlocuirea lui Isus. Trăim într-o lume cu influențe neopăgâne. Și spre surprinderea mea, dacă n-au reușit să-l deconstruiască pe Isus, încearcă să-l înlocuiască pe Isus. Promovarea păgânismului în fosta creștinătate care se cheamă Europa este de amploare. Păgânismul este promovat sub sloganul Un nou început pentru vechile căi. Sunt absolut uimit să văd cum zeii nordici sunt reînviați. Și auzim deja, suntem familiarizați, nu-i așa, de zei, Odin, Thor, Frey, Freya, Freya, Aesir, Baldur și așa mai departe. Li se construiesc temple, li se aduc jerfe animale acum, în secolul 21. În Islanda, în curând se va finaliza un templu al lui Thor și Odin, primul templu reconstruit în ultimul mileniu. Danemarca, a încheiat în 2016 construcția templului Odin în orașul, în localitatea Valheim și l-au dedicat printr-o sărbătoare bine mediatizată. Puteți să-l și vedeți și găsiți resurse destule, puteți să puneți pozele. Este incredibil! Nouă cocoși au fost sacrificați și consumați ca parte a ritualului. Resturile au fost atârnate în copaci ca ofrande. Când participanții au, au, intrat în colțul nordic al templului, tunetul s-a auzit de trei ori, scriu ziarele vremii. Cele trei godas sau norns sau preotese, dacă vreți, au făcut o treabă magnifică însoțită de cântece fantastice, scrie de Guardian și de Telegraph. Stau și mă gândesc, cum se poate în secolul 21 ne întoarcem la jertfe animale? Ce este în mintea societății occidentale? Și încep să înțeleg. Păgânismul este convenabil Europei seculare pentru că este amoral. Așa că avortul, infanticidul, LGBTQ, incestul, eutanasia, pedofilia, nu sunt numai acceptate, ci chiar treptat legalizate. De ce această campanie împotriva lui Isus? Pentru că Isus este inconfortabil. Pretențiile lui sunt exclusiviste. Viața la care el ne cheamă necesită un standard înalt și sacrificiu personal pentru binele altora. Isus este inconfortabil și pentru că consecințele neascultării presupun pedeapsă veșnică, un lucru foarte greu de primit de omul modern. Vedeți furia pe care o resimt unii împotriva lui Isus prin încercarea de a-l deconstrui sau înlocui, dovedește faptul că el nu a murit. El este prezent în mințile lor, chiar dacă îl urăsc cu pasiune. Iisus este prezent, el este viu, se află în inima lumii. Dar despre ce vorbește acest Iisus? Textul de astăzi, din Marcu 15, este o galerie de artă care ne înșiruie câteva tablouri ce surprind cel mai semnificativ, cel mai urgent, cel mai copleșitor eveniment al istoriei omenirii. Fiecare tablou are o învățătură și vă mai spun ceva. Fiecare tablou din Marcu 15 în fiecare tablou din Marcu 15 s-ar putea să ne vedem fața. S-ar putea să ne regăsim acolo. Câteva exemple. Un prim tablou din Marcu 15 l-am putea intitula Exces de zel. Soldații au primit ordini să-l bată cu noiele, însă i-au făcut mult mai mult. Ascultați ce? Versul 16. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împlătit-o cu nună de spini și au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să zică, plecăciune împăratul deilor. Și loveau un cap cu o trestie îl scuipau, în genunchiau și îi se închinau. De ce? De ce să-i lovești în cap cu o trestie? De ce să-l bagiocurești? De ce excesul acesta de zel? Ordinul era clar. O bătaie cu nuiele. Exces de zel, ei fac mult mai mult. <coughs> Pentru că excesul de zel te duce mai departe decât vrei să mergi. Și te poate costa mai mult decât ai fi gata să plătești. Ești cumva, îți vezi fața în acest tablou? Îți vezi fața în această fotografie? Între cei sceptici și desprețuitori sau chiar bagiocoritori cu privirea la Isus? Și majoritatea vom spune nu. Dar nu este nevoie să pui în scenă, în public, disprețul tău. Este suficient să săvârșești un păcat cu nesați și deja îl jocorești pe Isus. Exces de zel? Următorul tablou l-am putea intitula Silit la cruce. Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și -a lui Ruf. Au silit să ducă crucea. Dintre toate fotografiile de la cruce, Simon este cel mai aproape de ea. L-a obligat. N-a vrut să o ducă. L-a obligat să o ducă. Simon era cel mai aproape de ea, dar neschimbat de ea de cruce. Bârna transversală era chiar pe umărul lui, dar nu lasă urme decât probabil o vânătaie. Și asta ne mai învață ceva atunci. Poți purta crucea fără să te lași purtat de ea. Oare distingi fața în această fotografie? Ești dintre cei care poartă crucea obligat Ești silit la cruce de familie? De șeful tău? Ești presat de prietenul sau prietena ta? Ești silit de poziția pe care o dețin comunitate? Ești obligat de sărbătoare? Poți purta crucea, poți îndeplini toate ritualele religioase fără să fii purtat de cruce. Un alt tablou, mulțimea, trecătorii, bătrânii, cărturarii, telharii ziceau pe alții a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul împăratul Israel să se pogoare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Ei pierdeau din vedere faptul că Iisus refuza să se scape pe sine, tocmai ca să ne scape pe noi. Nu le putea avea pe amândouă. Îți vezi chipul cumva între oamenii preocupați doar de religie, neglijând relația? Aproape de cruce, dar de parte de Hristos? Aproape de lemn, dar de parte de sânge? Și tablourile pot continua sutașul, Iosif din Arimatea, câteva femei. Ce-am să subliniez până acum este următorul lucru. Tablourile ne prezintă un fapt istoric dovedit. Iar firul roșu a tuturor tab tablourilor din Marcu 15, firul roșu al galeriei este crucea. Și cred în toată inima că dacă Isus ar trebui să se semneze în josul unei pagini, s-ar semna cu semnul crucii. Fiecare religie, fiecare ideologie are un simbol vizual care zugrăvește aspectul semnificativ al crezului ei. Floarea de lotus este asociată cu budismul. Descrie ciclul neîntrerupt de nașteri și morți. Steaua lui David reprezintă iudaismul, legământul lui Dumnezeu cu David. Semiluna este a islamului. Islamul a, pre... Islamul a preluat semiluna de la bizantini și era un simbol al suveranității. Marxismul a preluat secera și ciocanul, inspirându-se dintr-o pictură belgeană din secolul al XIX-lea nazismul a preluat zvastica de la egipteni ce simbolizează cicluri celor patru anotimpuri anotimpuri, semnul prosperității creștinismul a preluat în final simbolul crucii. De ce? Pentru că crucea este un concept de o importanță crucială Crucea are în spatele ei o simbolistică extrem de puternică. În anul 1982, ca vicepreședinte al Statelor Unite, George W. Bush, și-a și reprezentat țara la funerarele de stat ale președintelui comunist rus, Leonid Brejnev. Și în memoriile sale, Bush povestește o scenă care l-a mișcat profund. O scenă, un protest mut, dar hotărât, al văduvei președintelui Victoria Brejneva. Și în memoriile acestea, Buș povestește următorul lucru. În tot timpul serviciului, Victoria a stat nemișcată lângă sicriu. Până cu câteva secunde înainte de a se închide sicriul. Și povestește el că în acel moment, când soldații au apucat capacul, Victoria S-a apropiat de trupul mort al soțului ei și a făcut un gest plin de curaj și nădejde. Un gest ce putea fi catalogat ca un grav act de neascultare civilă. Și-a întins mâna peste pieptul soțului ei și a făcut semnul crucii deasupra lui. Acolo, în citadela ateismului, soția celui care a condus Imperiul declara că soțul ei, s-a înșelat. Semnătura lui Hristos a fost pusă pe pieptul celui care declarase că nu există Dumnezeu. Semnătura lui Hristos a fost pusă pe pieptul celui mort, semnătura ce a declarat nădejdea că există o altă cale care să ofere viață. <coughs> Altfel, de ce ai face semnul acesta? Crucea este un concept crucial. Observați cuvântul? Crucial provine din cuvântul crucis, din care noi avem cuvântul cruce sau crucificare. Folosim cuvântul crucial pentru a atrage atenția asupra unui lucru de mare importanță. Spunem, este crucial să faci cu tare lucru. Observați cum în, în limbajul nostru acest eveniment al istoriei, crucificarea lui Isus Hristos, a devenit unitatea de măsură pentru importanță. Dar întrebarea practică este de ce tocmai crucea? Care este semnificația ei? Semnătura lui Hristos ar fi crucea, pentru că în primul rând vorbește despre o moarte și primesc atâtea întrebări, sau întrebarea aceasta o primesc de atâtea ori. De ce a fost nevoie să moară Isus? Nu se putea și altfel? Și răspunsul este nu. Pentru că iertarea adevărată pretinde un sacrificiu. Oricare dintre noi, când alegem să iertăm pe cineva, noi murim, noi ne sacrificăm. Nu există iertare adevărată fără sacrificiu. Să vă ilustrez, să vă dau un exemplu, să înțelegem lucrul acesta. Este imposibil să ierți fără să te sacrifici. Și asta o facem oricare de noi care alegem să iertăm pe cineva. Exemplu. Să presupunem că ai o mașină extrem de scumpă. Să zicem că ți-ai cumpărat un Lamborghini Veneno Road Ruster, care costă 3 milioane 300 de de euro. Și această mașină a ta o împrumuți unui prieten să meargă undeva. Acesta are un accident și ți-o face praf. În această situație, ai doar două opțiuni. Prima opțiune, îi cer prietenului tău să plătească daunele. Opțiunea 2, alegi să le plătești tu, să-l ierți. Observați, în ambele opțiuni, costul reparației trebuie plătit de cineva. E bine, iertare înseamnă a alege să plătești tu costul reparației în locul persoanei vinovate. Doar așa îl poți ierta. Poți spune că l-ai iertat dacă nu îi ceri reparația. Plătești tu costul reparației. E bine, în lucrurile mai profunde ale vieții, răul ce ni se face nu poate fi evaluat în termeni financiari. Când ți se răpește fericirea, libertatea, când ți se murdărește reputația, ai puternicul sentiment că dreptatea a fost încălcată. Și greșala ce ți s-a făcut, răul ce ți s-a făcut, nu poate fi ignorat pur și simplu. Nu poți să spui, nu mi s-a întâmplat nimic când reputația ta a fost călcată în picioare, de exemplu. Și în momentul acela, n-ai decât două opțiuni. Când cineva ți-a călcat reputația în picioare, ai două opțiuni. Prima opțiune, cauți o modalitate de a-l face pe făptaș să plătească, să sufere el pentru ceea ce ți-a făcut ție. Opțiunea a doua este să vrei să-l ierți, să accepți să-l ierți. Alege această opțiune Gândiți-vă, înseamnă a-ți asuma o suferință? Înseamnă a accepta o agonie pentru că el ți-a călcat reputația în picioare, tu nu-l pui să plătească, el scapă nevinovat și tu rămâi cu reputația stricată. În momentul în care alegi să-l ierți, absorb tu răul ce ți s-a făcut, tu rămâi cu el, cât și plata pentru răul ce ți s-a făcut. Este un fel de moarte, dar este o moarte care conduce la un fel de înviere. Pentru că tu scapi de resentimentele care te macină pe dinăuntru. Ai rămas și cu răul ce ți s-a făcut și l-ai și iertat. Ai plătit tu costul răului. Exact asta a făcut Hristos. De fapt, oricine alege să -i ierte, ia asupra sa păcatul celui pe care îl iartă și plătește și dauna cu suferința ce o resimte. Exact lucrul acesta a ales Dumnezeu să-l facă. De aceea trebuia să moară Isus. Crucea vorbește despre o moarte. Pe cruce îl vedem pe Dumnezeu făcând vizibil și la nivel cosmic ceea ce orice ființă umană trebuie să facă ca să ierte pe cineva. Când ierți pe cineva, rămâi cu răul ce ți s-a făcut și nu-l pui să plătească daunele. Mortu, agonia rămâne a ta. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Iisus trebuia să moară dacă voia să ne ierte, pentru că costul păcatului era moartea. Fiindcă plata păcatului este moartea. Isus trebuia să moară dacă voia să ne ierte. Semnătura lui Hristos, ar fi crucea, pentru că vorbește despre o moarte obligatorie pentru iertarea noastră. Al doilea motiv, semnătura lui Hristos, ar fi crucea pentru că vorbește despre îndurare, nu doar despre moarte, a trebuit să moară, vorbește și despre îndurare. Îndurarea în termenii scripturii se definește ca fiind hotărârea de a lua relația de la capăt. Te îndur de cineva, asta înseamnă că reiei, relația cu el, îndurarea, nu este o slăbiciune, ci este tărie. Îndurarea se naște pe altar, necesită fiecare dram de putere din tine. Îndurarea este o decizie ce rezolvă conflictul între dragoste și dreptate în favoarea dragostei. Îndurarea lui Dumnezeu s-a manifestat prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu a hotărât să răia relația cu noi, Dumnezeu este gata să-și arate îndurarea, dar nu să-și negocieze dreptatea. Chiar dacă satisfacerea dreptății lui a însemnat sfâșierea inimii lui. Iisus a preferat să moară pentru mine decât să trăiască fără mine. De aceea semnătura lui Hristos vorbește nu doar despre moarte, care este obligatorie pentru iertare, vorbește și despre îndurare. El a vrut să reintre în relație cu noi. A vrut să ne rezolve problema. A vrut să se îndure de noi. A treia semnificație a crucii. Semnătura lui Hristos ar fi crucea pentru că vorbește despre substituire. Acele lucrurile sunt un pic mai complicate. De unde știm noi că moartea lui Isus pe cruce a fost substituirea noastră? Auzim asta predicat de repetate rânduri. Isus ne-a înlocuit, ne-a substituit pe cruce. Dar de unde știu eu asta că așa oi? Vă aduceți aminte de dialogul dintre Filip și famenul etiopian? Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. Înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Famenul știm că citea din Isaia 53, famenul a zis lui Filip, rogu-te despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, așa a început de la scriptura aceasta și a propovădit pe Isus. Adică, atunci când vorbim despre substituirea făcută de Hristos, este necesară o interpretare a unui eveniment istoric. Simplele date istorice nu ne explică valențele teologice ale evenimentului. Ceea ce au înțeles martorii oculari ai morții lui Isus, ce au înțeles martorii oculari, a depins de ce au adus ei în această experiență. De exemplu, Caiafa a înțeles, văzându pe Hristos răstignit, a înțeles că moartea lui Isus, a înțeles-o ca pe o rezolvare avantajoasă a unei probleme politice. Am scăpat de Isus. El atât a înțeles din moartea lui Isus pe cruce. Maria, foarte probabil, mama Domnului Isus, a înțeles împlinirea profeției de la dedicarea copilului în Templu. Sufletul tău va fi străpunț de o sabie și așa mai departe. Îl vede pe Isus murind și pentru este s-a împlinit profeția de atunci. Atât a înțeles ea deocamdată. Ucenicii, când l-au văzut pe Isus pe cruce, faptul istoric, ei au înțeles doar pierderea maestrului lor. Învățătorul nostru s-a dus. Oamenii din mulțime au înțeles doar satisfacerea unei nedreptăți ce li s-a făcut. Centurionul s-a uitat la moartea lui Iisus pe cruce și a înțeles ceva supranatural. Un tâlhar vedea doar moartea unui răufăcător. Deci, înțelegeți ce spun? Dacă nu avem pe cineva care să ne călăuzească, să înțelegem, chiar și noi putem pierde semnificația crucii. Simplul eveniment istoric, Trebuie interpretat. Și acesta este motivul pentru care avem Sfânta Scriptură. Dacă nu ne-ar spune Scriptura că El ne-a înlocuit pe noi, noi n-am înțelege asta. Am vedea doar o moarte pe cruce. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, substituire, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El, substituire, și prin rănile Lui suntem temăduiți. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Semnătura lui Hristos este crucea și pentru că vorbește despre substituire, am spus. El a murit în locul nostru pentru păcatele noastre și fără de legile noastre. De ce tocmai crucea? Semnătura lui Hristos ar fi crucea pentru că vorbește despre răscumpărare. Vedeți câte semnificația are crucea care țin strict, esențial, crucial de mântuirea noastră. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. 1 Timotei 2, 5 și 6. Isus plătește ceea ce cere dreptatea Tatălui. Dreptatea este satisfăcută și Tatăl poruncește ca ostateci să fie eliberați. Dumnezeu nu plătește răscumpărarea lui Satan, ci și o plătește sieși, ca să-și poată împăca dreptatea. Nu există negociere cu cel ce deține ostateci, cu adversarul. Dumnezeu impune, el ne eliberează în data ce Fiul le-a plătit răscumpărarea. Când noi cerem să ne cumpere ca roba lui. Așa că răscumpărarea are două valențe. Ea te eliberează de subdominația lui satan, nu mai ești sub puterea lui. Ne învață Scriptura. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui în care avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor. Răscumpărarea aceasta deci vorbește despre faptul că cel rău nu mai are nici dreptul legal, nici puterea să te domine. Ăsta este un înțeles, unul din înțelesurile răscumpărării. Eu sunt liber de cel rău. Nu mai are puterea să mă domine. Și prea mult trăim copleșiți de vinovăție, lucru care în ultima instanță poate deveni fie o jignire la adresa jertfei lui Dumnezeu, nu-l crezi pe cuvânt. Fie o piatră de moară în umblarea ta cu Dumnezeu, pentru că ești descurajat, o viață înfrântă, dacă nu înțelegi acest adevăr. Fie amândouă. Deci, odată răscumpărarea ne învață că cel rău nu mai are nici dreptul legal, nici puterea să ne domine. Doi, răscumpărarea generează înfierea devenim, suntem înfiați, actul prin care Dumnezeu ne atribuie statutul de membri în familia Sa. Adică nu mai ești rob, ci fiu și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu, ne spune Galateni 4 cu 4 la 7. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Așadar, nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Semnătura lui Hristos, dacă ar trebui să-și pună semnătura undeva în josul paginii, ar fi crucea. De ce? Pentru că crucea este plină de o simbolistică esențială, crucială pentru credința noastră. Portretul crucii este policromatic. Am fi neglijenți dacă am încercat să reducem întreaga semnificație a crucii la doar unul din aspectele menționate mai înainte. Crucea simbolistică a ei înseamnă moarte absolut necesară pentru a fi iertați. Înseamnă îndurare, dorință de a intra în relație cu noi, de a reface relația cu noi. Înseamnă substituire, ne înlocuiește în pedeapsă și răscumpărare. Ne eliberează, nu mai suntem dominați de cel rău și ne înfiază ca fii, suntem oștenitori. Crucea nu este doar unul din acestea, ci este toate aceste lucruri. O vizită la Auschwitz îți poate mări întreaga perspectivă a ceea ce a făcut Isus într-un alt mod decât celălalt. Dacă n-ați ajuns încă la Auschwitz, merită să mergeți cu întreaga biserică. Este o experiență ce poate face bine. Intri în lagărul de concentrare, muzeu astăzi, și te impresionează, te lovesc în față tot felul de lucruri, fiecare după țesătura noastră la Te duci și vezi mormane de valize reale strânse de la cei ce au murit acolo. Vezi mormane de pantofi de toate dimensiunile, de copii, de femei, de bărbați. Vezi jucăriile cu care s-au jucat copiii ce au ajuns acolo, mormane întregi obiecte de us personal. Și pentru mine cel mai mare fior mi l-a dat munții de păr uman. Asta îți opresc inima în loc. Să și te și vezi părul a tăiat de la oameni aceștia și sunt munți de păr uman. Și de trec toți fiorii. Ce s-a întâmplat acolo? Milioanele de litri de sânge vărsați degeaba te înfioară. 28 de milioane, 190 de 190 de litri, dacă vreți, de la 5 .753 de evrei. Sau dacă vreți, perspectiva și mai mare, 352 de 800 de litri de sânge vărsați de la 72 de milioane de morți în cel de-al doilea război mondial, conform celor mai austere statistici. Zeci sute de milioane de litri de sânge vărsați pe degeaba. Grozavă vărsare de sânge. Sângele altora pentru împlinirea visului unuia. Hitler. Numai că analogia aceasta, perspectiva aceasta poate fi de folos. Cu aproape 2000 de ani înaintea lui Hitler, pe pământ, a mai umblat cineva, a cărui nume este asociat tot cu vărsarea de sânge. Numai ca aici, la acesta, este vorba de vărsarea propriului sânge. Vreau 5 litri doar. Sânge vărsat de dragul altora. Hitler a vărsat sângele altora pentru împlinirea viselor lui. Isus și-a vărsat propriul sânge. Pentru împlinirea visului altora. Hitler a vărsat sute de milioane de litri de sânge. Isus a vărsat cinci litri de sânge. Hitler și Isus. Unul și-a impus voia asupra altora, celălalt și-a impus voia asupra lui însuși. Pe unul nu l-a costat nimic, pe celălalt l-a costat totul unul silește, obligă, celălalt invită. Unul bate din picior cu furie, celălalt îți întinde mâna. Și tot o vizită la Auschwitz te conduce și te învață despre puterea jertfei de sine, a jertfei dezinteresate de sine, de dragul celui în nevoie. Și mergând de acolo veți auzi următoarea povestire adevărată. Francis Gajovnice, a murit pe 13 martie 1995 în localitatea Brzeg din Polonia, avea 95 de ani. Și trecuseră 53 de ani de la cel mai formidabil moment al vieții lui. Ce se întâmplase? Într-o noapte a lunii iulie 1941, zgomotul motocicletelor, al câinilor și al împușcăturilor i-a trezit pe toți cei internați în lagărul de concentrare de la Auschwitz. Trei oameni din baraca numărul 14 evadaseră. A doua zi, conform regulilor lagărului, zece oameni trebuiau să plătească cu moartea pentru cei care evadaseră. Cei zece au fost selectați dintre deținuți. Unul dintre ei, chiar el, Francis Gajovnicec, numărul 5659. A început să plângă, povestește el și să îngâneze. Soția mea Copiii mei, n-am să mai văd niciodată. Un om eu, pir numărul lui era 16.670. A făcut un pas în față. Numele lui era Maximilian Colbe. Domnule ofițer, spune acesta, aș dori să mă luați pe mine în locul acestuia. Și-a arătat cu degetul înspre numărul 5659. El are copii și soție. Eu sunt preot catolic și mi-am trăit viața. Avea doar 47 de ani. Ofițerul se întoarce spre Maximilian Colbe și întreabă: Ce vrea acest porc de polonez? acest om pirpiriu și-a îndreptat spatele și a spus eu sunt preot catolic polonez el are copii și soție luați-mă pe mine în locul lui s-a lăsat un moment de tăcere marturii oculari credeau că vor fi executați amândoi pentru o brăznicie totuși la comanda ofițerului Carl Frisch, numărul 5659 a fost scos din rând și înlocuit cu numărul 16670. Pe 14 august 1941, în celula 21 din blocul morții, din cei 10 condamnați la moarte prin inaniție, mai rămăsese în viață doar o umbră de om. Maximilian Colbe. Nerăbdător, ofițerul Karl Frisch a ordonat injectarea lui cu fenol. A murit repede. Și iată cum un om a dorit viață murind în locul altuia. Numărul 16.670 a murit în locul numărului 5.659. Gajovnice, care mai târziu, citez. Ascultați, fermentarea frământare. Este omul în locul căruia, omul substituit. Omul care a găsit îndurare. Omul care a fost răscumpărat datorită morții lui 16.670. Gajovnice, care la ta mai târziu, citez. Nu mi-am putut crede ochilor eram înțepenit și abia înțelegeam imensitatea momentului ce avea loc în viața mea. Eu, condamnatul, urma să trăiesc pentru că altcineva, un străin, de bună voie, se oferă să moară în locul meu. Oare trăiesc un vis? Și continua tot el. Pentru multă vreme am avut remușcări când mă gândeam la Maximilian. Acceptând să fiu salvat, practic el l-am trimis la moarte. Dar acum, privind în urmă, îmi dau seama că un om ca el nu ar fi putut face altfel. Probabil că, ca preot, credea că datoria lui este să susțină semenii și a susținut cu prețul vieții. Am încheiat citatul. A mai existat un alt om cu o mare care a murit dăruind viață. Pe un deal al prăfoitei Palestina, Iisus Hristos și-a dat viața pentru întreaga omenire. Luată unul câte unul. Un dar al vieții izvoră dintr-o incredibilă iubire. Iisus a făcut un pas în față. Doamne, ia-mă pe mine în locul lui și al lui și al lui și al lui. Ia-mă pe mine în locul lui și al lui și al lui. În locul cui? în locul meu? Parafrazându-l pe Gajovnicek, aș putea spune, noi fiecare, acceptând să fim salvați, practic, l-am trimis pe Iisus la moarte. Dar acum, privind în urmă, ne dăm seama că un om ca Iisus nu ar fi putut face altfel. Probabil că, ca mare preot, Credea că este de datoria lui să-și salveze oamenii, și i-a salvat cu prețul propriei vieți. Și iată că Isus, în felul acesta, a semnat în josul paginii vieții tale. S-a semnat acolo. S-a semnat cu semnul crucii. Moarte, îndurare, substituire și răscumpărare. A pus în josul paginii tale o semnătură în alb. Acum este rândul tău să scrii ceva pe pagina semnată. Poți să scrii, Doamne, îți mulțumesc, accept jertfa Mulțumesc că ai plătit în locul meu, că vrei să rela relația cu mine, că ai murit în locul păcatelor mele, mai substituit, că m-ai răscumpărat și celor nu mai are putere asupra mea. Și mi-ai dat și o moștenire viață veșnică. Poți să scrii asta sau poți să scrii Lasă-mă în pace. Iisus și-a pus semnătura în alb pe pagina vieții tale. Este rândul tău să scrii ceva pe pagina semnată. Aceasta este povestea, puterea și relevanța crucii, chiar într-o lume cu influențe agresiv neopăgâne. Simbolistica crucii rămâne crucială, actuală, relevantă, indiferent de vremurile în care trăim, pentru că nevoia noastră fundamentală este să fim iertați, este să ne refacem relația cu Dumnezeu și nu putem decât fiind înlocuiți în pedeapsă și răscumpărați de El. Aceasta este povestea și absolut singura posibilitate a salvării mele și a tale.